Din nou Bogdan Tiberiu Iacob, arheologul presei de investigație din uh, România, uh, două lovitură, scoțând la lumină că nu Claus Iohannis, uh, așa cum a lăsat să se înțeleagă, deși nu a spus-o explicit, l-a sunat în ceasul al 12-lea și uh, cu glasul moale uh, pentru uh, a încerca să găsească o soluție într-o convorbire cu Volodimir Zelenski legat de soarta celor 500 de mii de minoritari români năpăstuiți în Ucraina printr-o lege ticăloasă, ci, iată ce aflăm, Zelenski este cel care l-a sunat pe Klaus Iohannis în ceea ce el a denumit un turneu diplomatic în care a vorbit cu mai mulți șefi de state din, la inițiativa lui din Europa și probabil că în această convorbire Claus Iohannis a bâlbâit și câteva cuvinte despre această lege, chestiune peste care Volodymyr Zelenski a trecut cu mare uh, lejeritate. Deci, din nou, uh, ne aflăm în prezența unui președinte care nu prea știe ce face.